Odată cu terminarea studiilor, tinerii absolvenți încep să-și caute un loc de muncă. Mulți dintre ei însă se regăsesc într-o situație neplăcută atunci când își dau seama că nu știu cum se redactează un CV. Curriculum vitae, prescurtat CV, este astăzi obligatoriu atunci când vrei să te angajezi. De fapt, selecția se face în primul rând pe baza CV-urilor, după care urmează interviul și, în final, angajarea. Pregătirea CV-ului este prima etapă în căutarea unui loc de muncă și, practic, cea mai importantă, deoarece fără un CV nu poți găsi un loc de muncă. Pentru acele persoane care nu au făcut niciodată un CV și nu știu ce trebuie să facă, vă prezentăm în continuare pas cu pas cum se redactează un CV. În primul rând, CV-ul tău trebuie să impresioneze angajatorul, să-i atragă atenția, deoarece CV-ul este primul contact cu un viitor angajator, iar de acesta depinde dacă veți fi chemați sau nu la un interviu. De obicei, angajatorii primesc sute de CV-uri pentru un post scos pe piața muncii, deci ei vor avea la dispoziție un minut, maxim două, să vizualizeze fiecare CV. Deci, CV-ul dumneavoastră trebuie în primul rând să fie bine organizat și să nu aibă greșeli de ortografie. Curriculum vitae conține 4 rubrici: informații de contact, experiența profesională, educație și formare, aptitudini și competențe, iar în final se pot adăuga informații suplimentare. La rubrica informații de contact, informații personale, se completează în primul rând numele și prenumele cu majuscule, apoi adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, naționalitatea. Opțional se poate completa și statutul civil, însă acesta poate fi o sursă de discriminare, de aceea mai bine nu îl completați. La rubrica experiența profesională se enumeră toate joburile pe care le-ați avut în ordine descrescătoare, adică mai întâi ultimul job, apoi penultimul și tot așa. Pentru fiecare job avut, veți menționa perioada în care ați lucrat în luni și ani, de exemplu mai 2009 iunie, 2010, postul pe care l-ați ocupat sau funcția pe care ați avut-o, de exemplu assistant manager. Ce responsabilități ați avut și ce activități ați desfășurat, numele firmei și adresa, sectorul de activitate, de exemplu domeniul comercial, domeniul medical, etc. La secțiunea educație și formare se completează toate formele de învățământ absolvite sau în curs și toate programele de formare absolvite sau în curs. Ele se enumără începând cu ultima absolvită, de exemplu Aster licență bacalaureat. La această rubrică se menționează următoarele: perioade de studii, formare, de exemplu septembrie 2006, iunie 2010, diploma obținută, de exemplu diplomă de bacalaureat, diplomă de licență, diplomă de inspector, resurse umane, etc. Principalele discipline studiate, numele instituției de învățământ urmată și specializarea, de exemplu Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, specializarea Finanțe Bănci, sau numele furnizorului de formare, de exemplu Centrul de Formare Profesională pentru Adulți Iași. La secțiunea aptitudini și competențe se va menționa în primul rând limba maternă, apoi limbile străine cunoscute, autoevaluate, de exemplu limba engleză nivel avansat, limba franceză nivel mediu, limba germană nivel începător. Se recomandă să fie evaluate folosind nivelul european, nivelul cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivel experimentat independent elementar. Tot la această rubrică se vor mai enumera abilitățile sociale, de exemplu spirit de echipă, integrare rapidă în colectiv nou, capacitate bună de comunicare, cunoștințele tehnice, cunoștințele de utilizare a calculatorului, de exemplu operare PC, Microsoft Office, internet, etc. Aptitudini organizatorice, de exemplu capacități de lider, spirit de inițiativă, aptitudini artistice, dacă este cazul, alte competențe și aptitudini, de exemplu punctualitate, perseverență, motivație. În final se va menționa dacă dețineți permisul de conducere și care categorie. La rubrica informații suplimentare se scriu alte informații care nu au fost menționate la celelalte rubrici, cum ar fi referințe personale de contact, etc. Această rubrică nu este obligatorie. În continuare, câteva sugestii despre cum se redactează un CV. Aveți grijă la încadrarea în pagină, la spațiile dintre secțiuni și la aliniere. CV-ul trebuie să aibă un aspect îngrijit și să fie coerent.
Nu scrieți cu litere îngroșate, cu sublinieri sau cu majuscule. Folosiți un singur font, de exemplu Times New Roman, și o singură mărime de font, de exemplu 12. Atașați o fotografie la CV doar dacă este cerută de către angajator. Încercați să nu depășiți 2 pagini. CV-urile prea lungi nu vor fi citite. Fiți concis și clar, nu vă lungiți. Folosiți doar informații semnificative. Aveți grijă să nu faceți greșeli de ortografie, de punctuație sau gramaticale. Dacă nu ați mai lucrat și nu aveți experiență profesională, puteți trece la rubrica experiență, stagiile de practică pe care le-ați urmat în timpul liceului sau a facultății, voluntariatul pe care l-ați făcut pe parcursul anilor de studiu, proiecte la care ați participat în anii de studiu și orice alte informații relevante pentru postul pentru care aplicați. Faceți selecție. La rubrica experiență scrieți doar despre locurile de muncă anterioare care sunt relevante pentru postul pentru care candidați. De exemplu, dacă aplicați pentru un job de web designer, nu menționați și experiența pe care o aveți în vânzări sau în contabilitate. La rubrica educație menționați doar studiile medii și superioare. Nu menționați studiile gimnaziale decât în cazul în care nu aveți studii superioare. Adaptați-vă CV-ul pentru fiecare job la care aplicați. Realizați-vă mai întâi un CV personal care să conțină toate informațiile despre dumneavoastră, apoi, în funcție de jobul pentru care aplicați, eliminați informațiile care nu sunt relevante pentru jobul respectiv. Foarte important este să nu mințiți în CV și să nu exagerați anumite aspecte pentru că ele vor fi descoperite la interviu și vă veți face de râs. La final, citiți-vă singur CV-ul și modificați orice greșeală de scris sau de exprimare. Puteți să dați unui prieten să vă citească CV-ul pentru a vă asigura că este corect înțeles. Este recomandat să tehnoredactați CV-ul și să îl listați pe o coală A4 albă și curată, iar poza să fie color. Un lucru important pe care trebuie să-l știți despre cum se redactează un CV sunt cuvintele pe care nu trebuie să le folosiți în CV-ul dumneavoastră, și anume abrevieri, prescurtări, pronume personale, de exemplu eu, cuvinte negative, de exemplu concediat, plictisitor, urăsc, și utilizați cu moderație următoarele cuvinte: și, dar, de asemenea, pentru că, deoarece, foarte. În final, aflați care sunt principalele motive pentru care sunt respinse CV-urile. Prima impresie care o dă CV-ul angajatorului este slabă. CV-ul are o prezentare proastă. CV-ul este prea lung. Proastă organizarea informațiilor în CV. Utilizarea unor propoziții prea lungi. Insuficiente informații despre persoana care candidează. Greșelile de ortografie sau greșelile de gramatică.